Cu această rețetă a scăpat de durerile de spate. Ai nevoie doar de trei ingrediente. Înainte de a încerca acest remediu, consultați medicul dumneavoastră. Una dintre cele mai frecvente afecțiuni musculoscheletice este hernia de disc. Puteți trata durerile de spate și hernia de disc cu rețete naturale care vor funcționa eficient. Presiunea asupra unui nerv din coloana vertebrală sau așa numită fisură duce la imobilizare și durere. Pentru a ajuta în astfel de cazuri, se poate aplica una dintre următoarele rețete. Radeți o ceapă roșie și un cartof mediu. Se amestecă cu sare de mare. Aplicați amestecul pe o bucată de pânză de bumbac și puneți-le pe zona dureroasă. Lăsați-o să acționeze peste noapte. Repetați această procedură timp de 3 zile la rând. Rețeta 2. Presărați bicarbonat de sodiu pe două felii de pâine și apoi înmuiați le noțet. În apoi, puneți aceste felii de pâine pe zonele afectate și pe măduva spinării și stați așa câteva ore. Înainte de a încerca acest remediu, consultați medicul dumneavoastră.